Sportivii vor să obțină cât mai repede baremul pentru Jocurile Olimpice din vară sau un loc cât mai sus în clasamentul mondial pe puncte, pentru că data limită este 30 iunie. Am participat pentru proba de triplu salt feminin și pentru primul concurs am sărit 13.06, un rezultat chiar foarte ok. Și primele două sărituri erau mai bune, dar din păcate le-am depășit. Nu au fost reușite. A fost puțin greu, că este o probă la început de sezon. O să vin destul mai pregătită la internaționale. E o probă dificilă, dar ne pregătim. Cu ce gânduri pentru acest an? Ce o performanță îți dorești să obții? În primul rând vreau să ies campionă națională și dacă mă ajută Dumnezeu să-mi fac baremul pentru mondiale, ce o să se țină în august, în Lima. Am emoții pentru că n-am pasă ce fac și nu poți să vii la concurs să nu ai emoții deloc. Ce urmează dacă te califici sau pentru ce lupți? Păi anul acesta normal lupt pentru calificarea la mondiale, care va avea loc în Peru. Un număr mai mic de participanți la această competiție, deoarece este concursul foarte devreme. Tot sezonul este timpuriu, datorită Jocurilor Olimpice și probabil că mulți dintre antrenori și sportivi au considerat că este prea devreme să se prezinte la această competiție și așteaptă concursul de săptămâna viitoare, campionatele internaționale, unde vom avea sigur o participare mult mai numeroasă decât astăzi. La sfârșitul săptămânii viitoare, pe 18 și 19 mai, stadionul de atletism din Bănie va găzdui campionatele internaționale ale României, Iolanda Balaș-Soter.